Se întâmplă și la case mai mari. Reducerile la ciocolată au transformat mai multe magazine din Franța în adevărate câmpuri de bătaie. Sute de persoane s-au luptat să cumpere deliciosul desert la preț mai mic, pentru că se temeau că nu vor prinde un produs. Unii cumpărători nu au ezitat să se folosească de pumni și chiar de picioare. Șocați de reacția oamenilor, angajații magazinelor au povestit că uneori nici măcar nu apucau să realimenteze rafturile. Cumpărătorii le luau produsele direct din cutii sau de pe cărucioare. Pentru că în unele cazuri lucrurile au degenerat, angajații unor puncte comerciale au fost nevoiți să cheme poliția.